Popa sunt absenți pentru formația lor. Acum o ocazie foarte mare și este gol! Gol! Gaz Metan Media și Alexandru Buziuc este cel care deschide scorul, surprinsă defensiva celor de la Unirea Jucu și este din minut. Recuperează foarte bine Rareș Bitulianu. Bitulianu trimite foarte frumos acolo, combină cu Florin Gabriel. Dar și este lovitură de la 11 metri pentru Unirea Jucu. În minutul 14, Olimpiu Bucur a fost cel faultat acolo. Cred că Daniel Pop este jucătorul care a comis infracțiunea. Nu văd exact numărul, a văzut și cartonașul galben pentru intervenția de mai devreme. Nu cred că este Pop, cred că este Radu Săvuț, cel care a faultat în careu Răzvan Lupu față în față cu David Cristia. Cei de la Unirea Jucu pot restabili egalitatea. Șut, gol! Gol Unirea Jucu, Răzvan Lupu îl execută și pe David Cristia din lovitura de la 11 metri, minutul 15. La stângă este deposedat de Mihai Stancu, revine Florin Dan, dar mai experimentat Stancu a rezolvat pentru moment, acum Florin Dan poate centra, o face și gol! Gol Unirea Jucu, Olimpiu Bucur fructifică centrarea din flanc, din minutul 17 aici la Mediaș. Unirea Jucu reușește să întoarcă rezultatul de pe tabela de marcaj. Olimpiu Bucur înscrie pentru 2-1 și iată-i pe elevii lui Alte. Elegant duelul fizic. Acum un balon de angajament pentru Buziuc și este gol! Gol! Gaz Metan Mediaș! O fază care nu spunea prea multe. A reușit să aducă, egalarea. În partea stângă trimite Trif până la coechiperul său cu numărul 19, este vorba de Alin Predescu. Întârzie centrarea pe Predescu, acum pasează până la jucătorul cu numărul 28, Radu Săvuț, fotbalistul care a făcut penaltul prin care cei de la Unirea Jucu au egalat. Acum Băghiceanu recuperează pentru moment Buziuc și este penalti pentru Gaz Metan Mediaș 2. Alexandru Buziuc este faultat de către Ștefan Băghiceanu și va fi lovitură de la 11 metri, a doua lovitură de la 11 metri acordată astăzi în doar 26 de minute. Putem asista la cel de-al cincelea gol al partidei. Gaz Metan Mediaș poate trece în avantaj. Să vedem cine își va asuma. Îl vedem pe Alexandru Buziuc pregătindu-se să execute această lovitură de la 11 metri. Buziuc se apropie de balon, șut și apără golkeeperul Alin Sălăjan. Acum Răzvan Lupu, alunecare, Florian Zaharia trimite pentru Sabin Lupu, are prin plan Sabin Lupu, șut al Lupu, gol! Gol, Gaz Metan Media și minutul 28, echipa lui Constantin Hank trece în avantaj, este 3-2. Gaz Metan Media și minutul 28, echipa lui Constantin Hank trece în avantaj, este 3-2.